Elevii medaliați la olimpiadele internaționale, profesorii pregătitori și școlile din care aceștia provin au fost recompensați cu premii totalizând 3 milioane de lei, nivelul sumelor primite de fiecare în parte, situându-se între 12.000 și 2.500 de lei. Cei 225 de elevi premiați au câștigat 51 de medalii de aur, 69 de argint, 67 de bronz și 70 de mențiuni la olimpiadele internaționale sau regionale pe discipline. Andrei este din Câmpul Lung și adoră informatica. Este multiplu medaliat la olimpiade internaționale. Recunoaște că vrea să studieze în străinătate, dar spune că își dorește să se întoarcă în România la un moment dat. De când eram mic, mama mea este profesoară de matematică. Am avut o soră mai mare care era și apasionată de matematică la momentul ăla și îi place să participe la concursuri. Și mi-am dezvoltat și eu spiritul competitiv, începând cu matematica. Am continuat cu informatica și fizica, în continuare le fac pe toate trei, de la nivel foarte înalt informatica. Îmi plac toate și științe exacte în general. Eu vreau să mă întorc în țară, numai că afară există facultăți mai de renume în care poți acumula o bază de conștiință mai mare. Dar eu tot o să vreau să mă întorc. Să vrei să te întorci, chiar dacă o să fii cu siguranță vânat de niște firme mari. Da, aș vrea să-mi fac chiar propria firmă. De asemenea, au fost premiați și cei 230 de profesori care i-au pregătit, precum și cele 99 de școli din care aceștia provin. Profesorul de informatică Dan Dumitrașcu, cel care îl pregătește pe medaliatul cu aur Andrei Concescu, a fost și el premiat de către primul ministru interimar. Banii primiți sunt extrem de importanți, având în vedere salariile dascălilor români. Care e salariul dumneavoastră de profesor? Da, cred că undeva la 1800... ceva de genul acesta este marele nostru salariu. Potrivit reglementărilor în vigoare, cuantumurile premiilor pentru elevii care s-au remarcat la olimpiadele internaționale sunt 12.545 de lei medalie de aur și premiul special pentru punctaj maxim, 9.720 de lei premiul întâi și medalie de aur, 8.330 de lei premiul al doilea și medalie de argint, 5.950 de lei premiul al treilea și medalie de bronz și 4.065 de lei mențiunea. Pentru profesorul care a pregătit olimpicul se acordă un singur premiu în cuantumul cel mai mare. Pentru școala pe care elevul o frecventează se acordă câte un premiu în cuantumul prevăzut pentru fiecare laureat. În acest ultim caz, sumele primite vor fi utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienței procesului de învățământ.